Bună ziua, stimați colegi! Haideți să începem. Prin dispoziția numărul 580 din 12.05.2017, primarul municipiului Roman a convocat ședința de Consiliu, ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi. Sunt prezenți 19 consilieri din 20, suntem statutari. Ați primit în mape pe ordinea de zi de ședinței de astăzi, plus procesul, întâi discutăm procesul verbal al ședinței de data trecută, din ședința ordinară din 28.04, procesul verbal numărul 7528, cu ocazia ședinței ordinare de Consiliul Local din 28.04. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! La ședința de astăzi sunt pe tablete, ați primit fiecare, 12 proiecte plus două proiecte suplimentare și o expunere de motive suplimentare la proiectul numărul 11. Dar o să discutăm atunci. Să luăm pe rând, să punem la vot ordinea de zi, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc! Să dăm citire proiectului numărul 1, privind mandatarea domnișoarei Sorina Monac în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă și alte acte adiționale la nivelul Direcției de Asistență Socială Roman. Avizul Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre numărul 2, privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Roman pentru perioada 2017-2022. Avizul Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre numărul 3, privind modificarea și completarea anexei numărul 1 a hotărârii Consiliului Local din 28.01.2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă aveți discuții, dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea lipirii de unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajare Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Da? Discuții dacă sunt, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea concesionării unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. La punctul 8 pe puncte, atunci. La punctul numărul 1. Aviz favorabil din partea Comisiei. Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Punctul numărul 1. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci la punctul numărul 2, de strada Libertății 12.5, da? Avizul este favorabil doar pentru 13,6 metri. Pentru 13,6 metri. Numai partea din față. Partea din față. Da? Alte? Comisia Juridică? Atunci să punem la vot cu amendamentul comisiei. Da? Propunerea cu amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc.
La punctul numărul 3, amplasament Ion Creangă, numărul 7. Aviz favorabil din partea Comisiei de Urbanism. Comisia juridică? Da? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. La proiectul numărul, la punctul numărul 4, Bulevardul Roman Mușat, numărul 88, avizul Comisiei de Urbanism. Este aviz favorabil pentru 210 metri pătrați. Pentru 210. Cu amendamentul 210. Avem amendamentul 210 metri pătrați, mai 110. Da? Comisia juridică? Atunci să punem la vot cu amendamentul Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Împotriva, abținere, mulțumesc. Și la punctul numărul 5, Nicolae Plăcescu, 126 bis. Aviz favorabil. Comisia juridică? Mulțumesc. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere? Da. Așa. Acum să trecem la proiectul numărul 6, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Aici tot pe articole sau tot pe articole? Nu luăm pe articole. Pe articolul numărul 1 se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 de lei Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala Roma, pentru organizarea de desfășurarea competiției Ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena din 21 mai. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, poftiți, domnul consilier. Știam că sunt cam rău cu banii, dar înțelegem. E o solicitare, o discutăm, o analizăm. Nu suntem împotrivă ca să dăm această sumă de bani, dar să ni se aprobe un amendament, atunci se dăm la toți sfinții. Măcar cu cruci roșii, contribuabile, să știți, Sfântul Vasile și Ion, și Gheorghe, și Petru și Ilie. Și așa mai departe. După aia mai vin și colegii dintre care sunt catolici, care au alți sfinți. Eu zic să propun un amendament, dacă tot avem bani, să dăm la toți sfinții și stabilim după aia, dacă sunt cruci roșii. Păi aia cruce neagră nu merge, nu avem zile calendaristică, cât sunt în calendar ortodox. Înțelegem ironia ta. Punctul ăsta este pentru că sâmbătă din Ciștelor, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Duminică. Duminică. Și atunci, care sfinți să sărbătoresc? Toți sunt contribuabili. Aici am fost la vreo să clarific un pic cum are semn. Eu cred că e doar o chestie de nuanță și trebuie să le clarificăm că așa e mai bine. La 8 martie a fost o solicitare din partea... Da, să dea acord. Și a fost o solicitare din partea ce are pensionari. Și ulterior, Uniunea Generală a Pensionarilor au solicitat, au zis că nu solicită de ziua de 8 martie, ei vor solicita pentru 21 mai când e Constantin și Elena. E pur și simplu o solicitare, o discuție care a avut loc la acea perioadă, asumată de toate părțile. Nu știu, deci am avut discuții cu cea de pensionare. Era ziua vârstnicului, n-aveam absolut. Știu, și nu vă înțeleg, e legitimă întrebarea dumneavoastră, eu doar am punctat ca să vă clarific. Ei au spus că nu vor bani atunci la 8 martie, ci vor dori acum la Constantin și Elena. Și practic sunt banii care trebuia să-i dăm atunci, îi dăm acum. Dar vă încădați și dumneavoastră să vorbăreați. Dar să nu... Da, și mai ales e pentru dumneavoastră. Nu-i conflict de interese. Eu nu-i conflict de interese, eu scot. Păi am să vă rog să nu participați la vot, atunci să nu faceți vreo gafă. Nu, nu pot să participați. Dar inclusiv prin faptul că puneți în discuție acest subiect, e posibil să existe un conflict de interese. Da. Domnul primar, dar dacă... sărbătorim și venim cu ajutor pentru cei vârstnici din partea aia și la ce are un pensionar. Nu știu că știu și l-am fost, acolo am participat. V-am spus, a fost discuția atunci la 8 martie, că ei nu au dorit, Uniunea Generală a Pensionarilor nu a dorit la 8 martie, ci au spus, noi vom dori la 21 mai. Dar fără nicio problemă, deci atunci când vor exista solicitări din partea Uniunii Pensionarilor sau aceea de pensionar,
cu siguranță vom spune dezbaterea dumneavoastră și vom aprova subiectul. Deci, eu am înțeles, nu, eu am vrut doar să clarificăm să nu fie discuție. Exact. Nu. Eu sunt de acord ca să da, e bine că suntem. Dar... Nu, eu sunt de acord, dar v-am explicat care a fost, care a fost raționamentul asumat de toate trei părțile atunci. Vă mulțumesc. Da. Deci se supunem la vot acest... Iar domnul Lovan nu participă, da? Nu, da. Da. Supuneți la vot amendamentul consilierului Orban? Supuneți în forma inițială, dacă trece... Supunem la vot în forma inițială articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu nu particip. Da. Mulțumim. A Ghica a votat și Ghica. 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 Dar el e un tânăr pe ce. Bun, vă mulțumim. Haideți să trecem la articolul 2. Punctul 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în sumă de 8.600 de lei. 2.600 au fost inițial și au fost solicitarea de 2.600. Se aprobă 2.600. Asociații culturale 2000 din Roma. Pentru organizarea Festivalului Național Best Pop Rock. Conform anexei. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate. Avizul Comisiei Juridice. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Și mai ales că avem foarte mulți copii din Roma care pot participa la acest eveniment. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 7, privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 28 a 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice și pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcției Administrației Pieților Bazarul Bor Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 8, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 254 din 2016, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și servicii publice subordonate. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 9, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 7 a 9 a 2010, privind aprobarea regulamentului, privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre numărul 12, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 94 din 28 a 4 a 2017, privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat. Proiectul numărul 11, rectificarea bugetului local a listei de investiții
finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare ca anul 2017. Aici ați primit și o expunere de motive suplimentare. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Avizul favorabil pentru această expunere de motive care s-a primit. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 12 prin modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 94 din 28.04.2017 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al municipiului Roman pe anul 2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Avizul Comisiei este favorabil, conform anexei numărul 1, care a fost ulterior retransmisă, având o eroare materială și care a primit-o toată lumea. Da? Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 13 privind stabilirea cuantumului chirii aferente locuințelor ANL pentru titulare de contracte din chiriere. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Da. Proiectul de hotărâri numărul 14 privind completarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 133 din 2009 privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Aceasta nu e exactă la ordine de zi. Declarăm însă ședința.